La 1900, Bucureștiul avea în jur de 300.000 de locuitori. Între ei, cel mai bogat și cu ambiția de a rămâne ceva durabil în urma sa, a fost Gheorghe Grigore Cantacuzino, supranumit pentru averea uriașă pe care o avea, Nababul. Provenea din vestita ramură princiară a Cantacuzinilor, cu descendență directă din voievozi români, dar și cu legături imperiale în lumea vechiului Bizanț prin neamul Cantacuzinilor. A fost de două ori primar al Bucureștiului și tot de două ori prim-ministru al României. Grecii sunt foarte prezenți în spațiul bucureștean. Sunt o populație dinamică, o populație lucrativă și care și-a găsit în spațiul românesc un rost mai bine decât în oricare alt spațiu european. Mergând până la a spune, dacă există paradis, spune un grec din secolul XVIII, dacă există paradis, ăla trebuie să fie în țara românească. Așa de bine s-au adaptat realităților românești. Nu doar legătura cu grecii bizantini face specială povestea Nababului, ci și faptul că bogăția lui s-a împletit cu filantropia, bunul gust și educația aleasă. Moștenirea Nababului dăinuie până astăzi prin câteva construcții cu o arhitectură spectaculoasă. Este și cazul Palatului Cantacuzino, de pe Calea Victoriei, numărul 141, din București. Îi se mai spune Casa cu lei și adăpostește în prezent Muzeul Național George Enescu. Casa cu lei este, dacă vreți, un răspuns foarte politicos, dar foarte subtil, al celui mai bogat om din țară, Gheorghe Grigore Cantacuzino, supranumit Nababul, tocmai pentru averea lui, e un răspuns la ceea ce făcea regele Carol I. Toată lumea știe că în 1866 acest prinț german, când a venit în spațiul românesc, a spus: voi fi bun român. Și una din manifestările lui de bun român a fost grija pentru construcții impecabile în spațiul românesc. Ori aceste construcții făcute fie din banii lui, cum sunt castelele regale, fie din bani publici, tocmai pentru a da ținută statului român, aceste construcții, dacă vreți, trebuiau să aibă și o contrapondere făcută de ai noștri. Și boierimea română a înțeles să răspundă la această provocare. Ori cel care a răspuns, aș spune, cel mai frumos a fost Nababul. Un boier care avea rădăcini grecești, e vorba de grecii bizantini, care după căderea Constantinopolului la 1453, au plecat cine s-a putut salva și printre ei s-au salvat foarte mulți. Au făcut un popas la Anhialos în Bulgaria și pe urmă încet încet au urcat spre țara românească. Sigur, istoria lor e foarte complicată pentru că s-aflau greci deja destul de mulți în spațiul românesc. Dar după nenorocirea, după prăbușirea Bizanțului, să știți că grecii au venit masiv în țara românească și tot ce au făcut, până la urmă, a fost benefic și pentru țară. Mai mult, și-au cumpărat aici proprietăți, au ajuns să domine societatea românească în asemenea măsură încât în secolul XVII, unul din ei ajunge domnul țării românești, Șerban Cantacuzino, ctitorul cotrocenilor. Cealaltă ramură, Nababului, a căpătat o proeminență deosebită în secolul XIX datorită averii. De unde avea averea aceasta? Dincolo de afacerile foarte mănoase, a avut o șansă. A cumpărat moșii pe pământul cărora se aflau sonde. Ori, petrolul a fost și a rămas una din marile bogății. Și așa se face că exploatarea petrolului, aș spune aproape un monopol al exploatării lui, a făcut
ca familia Cantacuzino să fie foarte bogată. Născut în 1832 la București, Gheorghe Grigore Cantacuzino provenea din împărații Cantacuzin care domniseră în Bizanț cu 1000 de ani în urmă. Istoria familiei sale în Principatele Române începe în secolul XVI mai exact, cu Andronic Cantacuzino. În 1578 acesta fuge din calea sultanului Murad al III-lea, care voia să-i stârpească neamul și vine pe pământ românesc. Aici cantacuzinii prind rădăcini și se implică în viața politică, socială și economică. Ba mai mult, chiar ajung în repetate rânduri pe tronul țării românești. Fiul al marelui vornic Grigore Cantacuzino și al Alexandrinei Cantacuzino, născută Crețulescu, Gheorghe Grigore Cantacuzino se familiarizează încă din copilărie cu valorile elenismului. Mai târziu investește doar în lucruri durabile, lucruri care să amintească mereu de familia și renumele său princiar. De aceea și palatul de pe Calea Victoriei are un aer impunător și spectaculos deopotrivă. Construcția a fost realizată la începutul anilor 1900 după planurile arhitectului Ion Berindei și a costat numai puțin de 700.000 de lei, echivalentul la câtorva milioane de euro astăzi. Palatul era rodul concepției lui Berindei, dar și al dorințelor nababului. Fațada cu stema cantacuzinilor și compoziția muzica, intrarea flancată de cei doi lei inspirați de palatul de la Tuileries, uriașa marchiză de sticlă și balcoanele, toate respiră măreție. Stilul baroc se împletește cu cel rococo, dar și cu elemente Art Nouveau. Construcția, realizată de un arhitect român, realizată cu meșteri români, cu comenzi făcute mai ales la Paris, păstrează, dacă vreți, e mai mult decât o urmă, e o pecete grecească. Și nu neapărat grecească, e un factor de mândrie absolut îndreptățită. Se numeau cantacuzini, cantacuzinii domniseră în Bizanț. Și atunci, ce făceai? Puneai pe un perete interior chipul antecesorului familiei, adică Ioan Cantacuzino al VI-lea. Și lucrul acesta se regăsește în palatul de pe Calea Victoriei. În interior, stilul rococo a fost valorificat printr-o mulțime de picturi. Palatul cuprindea o sală de muzică, una de dans, sufrageria și biblioteca nababului. Aici este în prezent sediul Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România. Plafonul bibliotecii este pictat de Nicolae Vermont și reprezintă judecata lui Stroiele Urdeanu, vinovat de uciderea postelnicului Constantin Cantacuzino. Acest aport permanent de străini a dat expresivitate poporului român și din acest aport aș spune că proporția cea mai semnificativă aveau să o dea grecii. Să știți că structura acestor nou veniți, acestor alogeni, de-a lungul vremii s-a schimbat. În sensul că, dacă la început erau în majoritate creditori, negustori, aventurieri, pieri de vară, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, grecii aceștia, să știți că sunt toți școliți, sunt profesori, sunt avocați, sunt erudiți și tot acest aport al grecilor face ca istoria noastră, istoria bucureșteană, dacă ar fi să reducem cadrul, să nu poată fi înțeleasă fără prezența lor. Dacă în stânga palatului era biblioteca nababului, în dreapta se deschideau apartamentele Ecaterinei Cantacuzino, a doua soție a sa. Gheorghe Grigore Cantacuzino a fost căsătorit inițial cu Zoe Bibescu, care a murit lăsându-i o frumoasă moștenire, dar niciun copil. Ecaterina i-a dăruit în schimb două fiice și 6 fii. Încăperile Ecaterinei Cantacuzino au fost decorate cu medalioane și picturi cu subiecte autentic românești și sunt astăzi săl de expoziție ale Muzeului Național George Enescu. Întâmplată în 1913, această casă a revenit unei persoane supranumită de socrul ei, Perla Moldovei,
E vorba de Maruca Cantacuzino și de fiul, unul din fiii nababului, Mihai. Au stat o vreme aici, pe urmă Mihai dispare, ea se căsătorește cu George Enescu și casa aceasta a căpătat o strălucire absolut deosebită. Nora nababului Maruca Cantacuzino și George Enescu au locuit între 1945 și 1946 în casa din spatele palatului, destinată inițial administrației clădirii. Toată lumea știa că nababul este foarte bogat, dar nimeni în epocă nu putea spune exact la ce valoare se ridica averea sa. Se putea ghici însă după lucrurile în care excentricul milionar alegea să investească. Cheltuielile exorbitante pentru construcțiile somptuoase ale nababului nu s-au limitat doar la Palatul Cantacuzino din capitală. La moșia sa de la Florești, el investește în construcția unui alt palat, proiectat de același Ion Berindei. Piatra de temelie a fost așezată în 1911, cu puțin timp înainte ca nababul să moară, iar sursa de inspirație a fost Trianonul de la Versailles. Rezultatul a fost o bijuterie arhitectonică eclectică cu elemente rococo și neoclasice. La fel ca în cazul Palatului din București, Gheorghe Grigore Cantacuzino a ținut să folosească muncitori și materiale românești. Din păcate, palatul a avut soarta multor moșii vitregite în comunism. În prezent, micul Trianon se află într-o stare critică, dar s-au realizat în ultimii ani lucrări de conservare și de revitalizare a locului, cu toate provocările financiare aferente, care nu sunt deloc mici. Și încă mai sunt foarte multe lucruri de făcut. Irina Bosighica este stră-stră-nepoata lui Gheorghe Grigore Cantacuzino. Ea este cea care stă în spatele unor proiecte culturale menite să salveze ce a mai rămas din moștenirea culturală lăsată de familiile Cantacuzino și Ghica în Prahova și Dâmbovița. Mă numesc Irina Bosighica și m-am născut la București, unde am făcut majoritatea perioadei școlare, dar n-am terminat-o în România. Am plecat când eram încă elevă spre Paris, unde mi-am continuat studiile universitare, liceul terminându-l în Elveția, și apoi am lucrat întâi la BBC la Londra, apoi la agenția Reuters la Paris. Și în final am optat pentru o carieră mai puțin jurnalistică și mai politică, făcând școala de administrație din Franța, și am lucrat pentru guvernul român francez circa 25 de ani, în special în afacerile europene. Iar acum, când am mai mult timp la dispoziție, m-am gândit să îmi petrec cea mai mare parte a timpului în România, de unde știu foarte bine că am plecat și că mi-am rupt rădăcinile, dar ele există, și să reușim, poate, cu ajutorul Fundației Domeniul Cantacuzino de la Florești și partenerii mei din această fundație, să readucem la viață acest domeniu și acest palat în ruină, construit de străstrăbunicul meu, Gheorghe Grigore Cantacuzino, bunicul bunicii mele dinspre mamă. Domeniul Cantacuzino din Florești-Prahova se întindea în secolul XIX pe 150 de hectare. La începutul anilor 1830, tatăl nababului, vornicul Grigore Cantacuzino, ridică aici o biserică cu hramul Sfânta Treime și nașterea Maicii Domnului. 10 ani mai târziu construiește un conac în stil neoclasic, iar apoi moșia se îmbogățește cu un castel de apă în formă de turn medieval, o ghețărie și un beci. Însă fosta moșie de la Florești a familiei Cantacuzino este cunoscută astăzi mai ales datorită impresionantei ruine a palatului Micul Trianon, ridicat de nabab.
Cu toate că nababul a investit în multe construcții de anvergură, întotdeauna a considerat moșia de la Florești, pe care o avea de la tatăl său, vornicul Grigore Cantacuzino, drept leagănul familiei sale, un leagăn care a fost cândva de o frumusețe rară. Maruca Cantacuzino, care este una din nurorile străstrăbunicului meu, care s-a măritat cu cel mai primul fiu, cu cel mai mare dintre fiii nababului, așa cum îi se spunea, lui Gheorghe Grigore Cantacuzino, care era, deci, moștenitorul Floreștilor. Și în memoriile ei, Maruca spune: nimic nu te pregătește la frumusețea pe care o descoperi la Florești, pentru că este un sat oarecare, fără niciun fel de strălucire și deodată dai peste un domeniu absolut regesc, pentru că se pare că era cel mai frumos domeniu din țara românească în acele timpuri, care întrecea probabil chiar și domeniul regal de la Sinaia. În parcul domeniului Florești, apa și vegetația formează liantul unificator pentru construcțiile atât de diferite ale ansamblului. Micul Trianon, grupul de pavilioane care au aparținut de vechiul conac, biserica, turnul de apă, fiecare colț al moșiei, dar și toate construcțiile în care a investit nababul, vorbesc despre un singur lucru: mândria de a avea rădăcini grecești bizantine, dublată de mândria de a fi român. Familia Cantacuzino, care vine din Bizanț și care începe să apară în istorie în secolul XII, a fost nevoită să plece de la Constantinopole în momentul când otomanii au cucerit Bizanțul și apoi s-au răspândit în sud-estul Europei și în Rusia, dar în România, așa cum îmi spunea de una zi domnul Sergiu Iosipescu, care este unul dintre marii istorici de artă ai epocii medievale din România, în România Cantacuzinii s-au realizat cel mai bine după căderea Bizanțului. Nu sunt deloc atât de proeminenți în istoria rusească sau în istoria din părții din sud-estul Europei, în Bulgaria și Grecia. Dar deci această moșie, de care făcea aproape tot județul Prahova, pentru că Filipești, aici se cheamă Florești, acolo se cheamă Filipești, dar erau moșii care fuseseră cumpărate de Cantacuzini, dar în decursul secolelor, de la Florești, familiile Florescu și Filipescu. Deci toate aceste domenii erau ale Cantacuzinilor și au înflorit pentru că au fost îngrijite, au fost bine administrate. S-a găsit pe domeniul Cantacuzinilor petrol. În acele momente petrolul subsolul aparținea proprietarilor, între timp s-a schimbat legea și oamenii care au ieșit din această familie au vrut să-și sporească prestigiul familiei, dar și al României. La acest prestigiu ținea foarte mult și nababul, de aceea s-a implicat în viața politică românească, dar și în viața culturală. Mărturie stau Palatul Cantacuzino din București, dar și cel din Bușteni, situat în cartierul Zamora. Pe acestea două a apucat să le vadă finalizate și inaugurate, nu și pe cel de la Florești, Micul Trianon. El a fost făcut foarte din scurt. Dacă vă uitați pe placa de la Zamora, scrie acolo că acel castel a fost terminat în 1911. Nababul a murit în 1913. Deci probabil că începuse în paralel acest palat în timp ce îl termina pe celălalt și, din păcate, moartea l-a împiedicat să inaugureze acest palat, care era deja terminat pe din afară și pe dinăuntru, probabil până la roșu, dar n-a fost niciodată de adevărat l-a terminat de către el. Iar fiul lui Mihai, moștenitorul, probabil că s-a ocupat să-l întrețină, dar
Și el a murit foarte devreme, în 1928, într-un accident de mașină, iar Maruca, soția lui, văduvă, deja aveau Palatul Cantacuzino de la București, în care era și el o mare sarcină de întreținut. Și cu Enescu au început să voiajeze și nu mai veneau la Florești aproape deloc. Deci cine ar fi trebuit să se ocupe de Florești erau copiii Marucăi și ai lui Mihai Cantacuzino, Bâzu Cantacuzino, celebrul aviator, și Alice, sora lui. Bâzu era tot timpul în avion și pe urmă pe front în timpul războiului, iar Alice și ea, în timpul războiului, a fost pe front ca infirmieră benevolă de Cruce Roșie, dar înainte de război, totuși, după moartea tatălui ei, în toți anii 30, ea venea aici și toți sătenii își aduc aminte, sau bătrânii din sat își aduc aminte de, cum o chemau ei, domnița, care venea și totuși s-a implicat în îngrijirea acestui domeniu. Apoi a venit războiul și apoi a venit comunismul. Ansamblul vechiului conac a fost transformat în anii 60 în sanatoriu TBC, iar povestea celei mai frumoase clădiri istorice de pe Valea Prahovei, Micul Trianon, a intrat într-un con de umbră. Bunica mea, care s-a născut aici, la Florești, și care a trăit aici destul de multe vacanțe, dar mai ales le petrecea la celălalt castel, Cantacuzino de la Zamora, pur și simplu nu mai vroia să evoce acest trecut pe care îl trăise și care îi se smulsese cu o barbarie de nedescris. Deci de câte ori îi ceream să-mi povestească câte ceva din copilăria ei, îmi răspundea, era atât de diferit și cam atât. Construcția nababului a trecut prin războaie, cu tremure și demolări. În ciuda parcursului zbuciumat, Palatul Micul Trianon stă în picioare și astăzi, amintind de o epocă în care construcțiile erau ridicate spre amintirea următoarelor generații, în care dorința de progres se intersecta cu viziunea occidentală. Domeniul de la Florești păstrează vie amintirea strămoșilor cantacuzini și își așteaptă renașterea, printr-o restaurare care să-l placeze pe harta reperelor culturale și turistice importante ale României. Acestea sunt scopul și datoria declarate ale Irinei Bosighica, stră-nepoata lui Gheorghe Grigore Cantacuzino.